Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre relații metrice în triunghiul dreptunghic și anume teorema înălțimii. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Iată și casa și grădina din fața casei lui Andrei. Andrei vrea să construiască un drum de acces de la casă la strada care este în fața casei. Andrei măsoară terenul și face schița grădinii din fața casei. Constată că este vorba de un triunghi dreptunghic, triunghiul ABC, dreptunghic în A. Casa fiind situată în punctul A. Drumul de acces cel mai scurt de la casă la stradă este perpendiculara de la ușa casei spre stradă. Deci e vorba de înălțimea în triunghiul ABC, înălțimea AD. Cum procedează Andrei? Pentru a realiza schița, folosește un echier, trasează catetele triunghiului dreptunghic și ipotenuza. În felul acesta, Andrei a obținut triunghiul dreptunghic, vrea să-i construiască și înălțimea corespunzătoare ipotenuzei. Să ne aducem aminte următoarele elemente legate de triunghiul dreptunghic. Deci avem triunghiul ABC, dreptunghic în A, avem construită înălțimea AD, AB și A ce se numesc catetele triunghiului dreptunghic, latura opusă unghiului drept se numește ipotenuză, înălțimea triunghiului dreptunghic, înălțimea corespunzătoare ipotenuzei va fi dusă din vârful unghiului A perpendicular pe ipotenuză, e vorba de segmentul AD, iar BD, respectiv DC, se numesc proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Deci avem triunghiul ABC, dreptunghic în A, cu înălțimea AD perpendicular pe BC. Oare în felul acesta nu s-au format niște triunghiuri asemenea? Să vedem. Deci, încă o dată, triunghiul ABC, măsura unghiului A este de 90 de grade. Ce înseamnă acest lucru? Că măsura unghiului B plus măsura unghiului C va fi de 90 de grade, pentru că într-un triunghi, suma măsurilor unghiurilor este egală cu 180 de grade. De aici ne rezultă faptul că unghiul B va fi egal cu 90 de grade minus unghiul C. Cum am dus înălțimea din vârful unghiului A, înălțimea în triunghiul ABC, avem AD perpendicular pe BC. În acest caz, cele două drepte, AD și BC, formează unghiuri de 90 de grade. Deci ni se formează și triunghiul ADC, dreptunghic în D. Asta înseamnă că celelalte două unghiuri, respectiv unghiul, haideți să-l notăm, unghiul A1 și unghiul C, vor fi unghiuri complementare, adică suma măsurilor lor va fi de 90 de grade. Deci unghiul A1 plus unghiul C, măsura unghiului C, va fi egală cu 90 de grade. În acest caz, măsura unghiului A1 va fi egală cu 90 de grade minus măsura unghiului C. Ce observăm? Că unghiul B este complementul unghiului C și, de asemenea, unghiul A1 este complementul unghiului C. Deci, B și A1 au același complement. Pe asta înseamnă, din cele două relații, notate 1 și 2,
că unghiul B va fi congruent cu unghiul A1. Dacă ne încadrăm în cele două triunghiuri, BDA, deci în acesta, și în celălalt triunghi ADC, deci în triunghiul BDA, respectiv triunghiul ADC, cele două triunghiuri sunt triunghiuri dreptunghice. Unghiul D1 este egal cu unghiul D2 egal 90 de grade, deci cele două unghiuri din D au 90 de grade, pentru că AD e perpendicular pe BC. Și am arătat că unghiul B este congruent cu unghiul A1, deci demonstrat anterior. Rezultă din amândouă, conform criteriului de asemănare unghi-unghi, că cele două triunghiuri sunt triunghiuri asemenea, BDA asemenea cu triunghiul ADC, rezultă proporționalitatea laturilor. Deci BD, da, primele două litere pe primele două de dincoace, BD supra AD va fi egal cu DA supra DC. Am avut grijă ca în citirea celor două triunghiuri să ținem cont de ordinea de citire, deci elementele să fie omologe. Ni s-a format o proporție și atunci produsul mezilor va fi egal cu produsul extremilor, deci AD ori DA va fi egal cu BD ori DC. Ne dă AD pătrat egal cu BD ori DC, de unde AD va fi egal cu radical din BD ori DC. Deci la ce am ajuns? AD este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei, este înseamnă medie geometrică între proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Deci asta ne spune că AD este scrisă ca medie geometrică între proiecții. Dacă ne uităm și la proporționalitatea aceasta, asta înseamnă de fapt că AD este medie proporțională, deci putem să o luăm și așa, între proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Deci ceea ce am obținut ca rezultat este numită teorema înălțimii și anume, într-un triunghi dreptunghic, lungimea înălțimii dusă din vârful unghiului drept este medie geometrică a lungimilor proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Deci avem relația în triunghiul ABC, dreptunghic în A, AD e perpendicular pe BC, deci AD este înălțime, atunci obținem faptul că AD pătrat egal cu BD ori DC, sau am mai văzut că putem scrie AD egal cu radical din BD ori DC. Revenind la problema lui Andrei, să aflăm lungimea drumului de acces. De ce dă triunghiul ABC, dreptunghic în A, iar proiecțiile catetelor pe ipotenuză au lungimile D, 9 metri, respectiv 16 metri. Deci ni s-a dat triunghiul ABC dreptunghic în A și AD înălțimea acestui triunghi pe care trebuie să o aflăm. Pentru aceasta ne încadrăm în acest triunghi ABC, A-ul de 90 de grade, AD perpendicular pe BC, deci este înălțimea triunghiului, și aplicăm teorema înălțimii în acest triunghi. Obținem AD pătrat este egal cu BD ori DC. Deci AD pătrat este egal cu 9 ori 16, 9 ori 16 144, de unde AD va fi egal cu radical din 144, deci AD egal cu 12 metri.
lungimea drumului de acces de la casă la stradă va avea lungimea de 12 metri. Vreți să mai exersați aplicarea teoremei înălțimii? Pentru aceasta vă propun următoarea problemă. Pentru triunghiurile dreptunghice de mai jos, determinați lungimea înălțimii dusă din vârful unghiului drept. Vă doresc succes în rezolvarea problemei! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!